Sunt 3 șuruburi de 10. Scot ușor cu o tubulară. Bineînțeles, dacă nu uiți să le scoți pe toate. Trei șuruburi, toate trebuie să uite. Un tovarăș de pescuit m-a sunat și mi-a zis că după ce a pornit motorul, după ce a tras câteva sfori, a pornit și s-a oprit. A ajuns cu el în servis, cu cureaua ruptă. Erau dinți lipsă din curea. Planul este să nu ajung în situația în care a ajuns tovarășul meu și nici în situația altuia. Acolo poza am văzut-o pe internet cu dinții rupți unul după altul. Pur și simplu se fisurează dințele de la bază și se rup așa, pac. Cureaua asta are 5 ani și e cazul să o schimb. Așa de rău arată cureaua aia ruptă cu dinții aia rupți, încât băi, nu-ți convine băiatului ăstuia care i s-a oprit, a avut norocul că s-a oprit la turație mică. Dacă se rupe Mersie, naș, dacă s-a rupt la un motor, dacă s-a mai rupt la încă un motor, probabilitatea să se rupă este destul de mare. Ceva, nu știu dacă e normal să se rupă, oricum este normal să fie schimbată cureaua. Am 5 ani, 800 de ore cu motorul ăsta. Și uitați-vă atent la poză să vedeți cât de înfricoșător arată dinții rupți ai curelei. Pagubă! Asta este a doua parte a schimbării curelei. Mai am un filmuleț unde am arătat cum am scos cureaua. Este făcut filmulețul ăla ca să vedeți cum se poate scoate cureaua. Ca să pot să fac treaba asta, am nevoie de o trusă de scule care mi-am achiziționat de curând. O șurubelniță din asta cu impact, o cheie cu impact și, bineînțeles, această improvizație care a trebuit să o construiesc, care fără asta, această presă, care fără asta nu ai nicio șansă să-l scoți. Este foarte mare pentru că trebuie să cuprinde diametrul ăsta uriaș aici, să poți să împingi, să-l dai afară. La motorul celălalt a fost o adevărată chinuială. Sper la asta să fie mai ușor. Sau cel puțin la fel de ușor după ce asta a funcționat. Că până am făcut-o să funcționeze, până am stabilit dimensiunile și toate detaliile astea mărunte, a fost complicat. Presa care o vedeți a fost o presă cu două brațe care am avut-o disponibilă. Problema ei era că nu culisa destul de mult în lateral ca să poată să cuprindă un diametru de aproape de 30 de centimetri. Și a trebuit să o modific, să fac niște prelungiri luate de la un hexagon de rochie din asta, un nimbus hexagon. Nu a fost ușor deloc să realizez sudurile, a fost o complicație cumplită. Atenție, presa aia avea două brațe. E importantă treaba asta. Este o cheie de 23. Să vedem dacă se desface. Instantaneu. Asta nici nu mă așteptam să nu se desfacă. Acum să iau niște spray din ăsta de gripant, de la dus se duce. Se pare că avem o problemă. Motorul celălalt nu avea coroană. Și din cauza coroanei nu pot să mai angajez ghearele presei. Să putea să nu meargă, să meargă fără probleme. Nu se putea. Încerc să iau piesa asta la polizor aici. Aici. Suficient de mult ca să poată să intre, suficient de puțin ca să nu se rupă. Pe volanta motorului fără pornire electrică nu are coroană. Mă, firea să fie, nimic nu e simplu pe lumea asta. Mi-am pus salopeta de scandal, trebuie să pun mâna pe flex, să tai presa asta, să o ajustez pentru volanta aia care are și coroana pentru pornire electrică. Bă, tot timpul apare câte ceva. Nimic nu e ușor. Nimic nu e ușor. Ce fac eu aici este a încerca marea cu degetul. Dacă iese foarte ușor, e mare lucru. Dacă nu, o tai din nou și o fac.
o refac corespunzător. Mai dau cu un pic de spray și o mai las să stea în tensiune. Forța prea mare, mă. Hai, încă un pas mic, măcar un sfert de tură. N-am putut să dau nici un sfert de tură. Da, omul are mai multe membre. O să și le folosească. Dar tot degeaba. Tot degeaba. Sunt cel puțin 2 ore, dacă nu mai mult, mai târziu. Și după sudări, tăieri, sudări, tăieri, tăieri, sudări, sudări, tăieri. Și coțopenire cu cheia în presa asta, am reușit până la urmă să dau afară volanta cu un pocnect ca și data trecută, incredibil. Poc! Și a făcut. Și a ieșit afară. Și ce vreau să vă arăt aici e o piesă care mi-a atras atenția de prima dată. Este sistemul de încărcare al motorului, care diferă de la celălalt. Cel care nu are alternator, are doar încărcător, el are o bobină pe o parte, o bobină pe partea cealaltă. Și atât, ăsta are bobine de jur împrejur. Dar asta nu înseamnă nimic. Bobinele astea sunt cât pumnul, nici atât. Alternatorul mașinii este cât jumătate din motorul ăsta de 20 de cai. Un alternator atât de mic nu face față la încărcarea unei baterii mari pe barcă. O să fie un subiect care vreau să-l abordez altă dată. Trebuie mare atenție ce baterie pui pe barcă ca să nu strici bateria. Uite, se vede aici alt timp de sistem de încărcare, tot de 6 amperi. Uite cât de mic poate să fie. Ăsta nu este sistem de încărcare de mașină. Ăsta este sistem de încărcare de barcă. Este dinam de bicicletă, nimic altceva. Uite un alternator de mașină cât de mare poate să fie. Alternatorul ăsta e capabil să ducă toți consumatorii în mers. Alternatorul bărcii nu poate să ducă decât să încarce barca, atât și eventual niște lumini, mici lumini de navigație, un pic de sonar, minimal, dacă te pui cu japca pe el și mai pui și o baterie mare și te miști câte o jumătate de oră de acolo până acolo maxim, în vecii vecilor nu se va încărca bateria și va fi bateria totdeauna descărcată. Trebuie să alegi într-un anumit fel bateria bărcii. Nu merge orice fel de baterie. Cu o cheie de 10 cu crichet dau afară alternatorul motorului. Sunt 2 șuruburi mai lungi aici și un șurub mai scurt aici. Și ce pot să observ aici este că nu arată rău deloc. Spre deosebire de celălalt motor care avea mai multă tocătură din asta de curea, aici observ mai puțină. Cureaua nu arată rău deloc. Se fac niște semne și pun cureaua nouă. Adică după ce l-am agitat, după ce am mai scris un pic cu el, se pare că funcționează. Îi pun aici un punctișor galben și un punctișor la fel de galben aici pe pinionul ăsta. Și acum să dau cureaua la o parte și să pun pe cea nouă. Și o scap opseaua din 4-5 dinți, în 4-5 dinți bag șurubelnița. Uite că ea e aproape ieșită. Încă puțin să ajungă pe vârfurile dinților. Și a ieșit. O dau afară și din partea asta. O dau puțin înapoi. Și uite că a ieșit. Cealaltă curea. Nici nu mai opresc filmarea. Rotițele sunt în aceeași poziție, sunt nemișcate. Am băgat aici pe pinionul care vine de la arborile cotit.
este bine și e bine întinsă pe partea asta. Acum să verific săgețelele. Săgețica asta este aliniată cu cealaltă, perfect. Să scot volanta și asta este aliniată perfect. Iată lucrarea făcută în direct. Puteți să vede că pinionul ăsta de aici are niște margini de ghidaj, iar fulia nu are nicio margine de ghidaj. Cureaua stă pe roata din țată numai din faptul că în spatele ei este ghidat aici. Hai să fac două ture de motor să ajungă săgeata de aici înapoi la locul ei. Și dacă nimic nu s-a întâmplat, înseamnă că totul e în regulă. Iar mâine să-l pornesc. Este mult mai greu de scos decât de pus. Să mă uit puțin la cureaua asta. Vezi să văd dacă sunt ceva urme de uzură, de ruptură, de fisură, de început, de sfârșit. Să mă uit și cu lupa, mai bine, așa cu telefonul, nu prea îmi dau seama. Oricum așa arată o curea după 5 ani. Nu arată rău, cel puțin la prima vedere. Concluzii. În două situații separate am văzut curea de Honda de 20 de cai care se rupe. Deci nu e de joacă. Producătorul recomandă să schimb cureaua la 1000 de ore sau la 5 ani. Eu am 800 de ore și 5 ani am schimbat-o pentru că m-am înfricoșat când am văzut că se poate rupe. Concluzia 2. Dacă nu ai o presă cu 3 craci suficient de mare ca să poată să prindă folia să o dai afară, mai bine nu te apuci. Improvizații și meșterel din astea cu adaptări, cu suduri, merg și astea. Mergea mai bine dacă era cu 3 picioare, 3 brațe în loc de 3, în loc de 2, dar nu recomand. A fost muncă mare pentru mine. Dacă știam, e așa complicat, căutam o presă din asta cu 3 brațe și mi-era mult mai simplu. Eu îmi fac lucrurile acasă, de un singur, nu vreau să ajung la mecanic. În cazul dumneavoastră, mergeți la mecanic, că e nașpa. Acum știți și cum să pune, și cum să scoate cureaua, și cum să pune. În două episoade, în două părți diferite. Hai, fire întinse să aveți, dar nu rupte. Și un sezon de pescuit 2024, acum de o prohibiție, plin de pește în barcă.